Suntem la Baden-Baden Extreme Reception cu doamna Denisa Dumitru și aș dori să vă întreb în primul rând cum credeți că va evolua sezonul de reînnoiri în acest an? Sezonul de reînnoire de la Baden-Baden. În fiecare an ne punem aceeași întrebare. Ce se va întâmpla? Toată lumea așteaptă, ca să spun așa, cu trepidație reacțiile pieții de reasigurare, dar din punct de vedere al reasigurătorilor, care deja în octombrie ar trebui să știe care este politica lor de subscriere, or underwriting guidelines pentru sezonul ăsta. De ce spune sezonul de reînnoire? Că majoritatea contractelor încep la 1 ianuarie, în special cele de property, de liability. Sunt foarte multe care încep în primăvară din punct de vedere al expunerii maritime. Ce pot să spun despre piața de reasigurare? Au fost un an bun. Totuși, comparativ cu alți ani, când am avut nenumărate cutremure în jurul lumii, am avut tsunami, am avut inundații, anul ăsta a fost un an relativ normal. Ce înseamnă? Trebuie să fie daune, că nu se poate să nu fie o daune. Și presupun eu, ca broker, că va fi o piață, reasigurătorii vor fi mai dispuși decât în alte dăți pentru sectorul de property să evalueze contractele de la diverse companii la justa lor valoare. Nu putem spune același lucru despre sectorul de auto, care știe toată lumea, cel puțin în piața de est, că este dezastruos. Asta. Și toată lumea încearcă, și societățile de asigurare și de reasigurare și oficialitățile, să găsească o soluție pentru a adresa această problemă. Dacă până acum te loveai doar de daune efectiv ale obiectului respectiv, acum te lovești de daune morale, chiar poți să spui punitive damage în unele cazuri. Și sper că oficialitățile vor face ceva. Dacă e să vorbim de piața românească, în primul rând, sper ca organele care sunt în măsură să ia atitudine, fiindcă nu se poate. Ai accidente care implică 7, 8, 10, 15 persoane, nu numai în România, și în afara României. Și asta aș putea să spun despre piața de reasigurare. Mă aștept să fie totuși mai indulgentă din punct de vedere al reasigurătorilor. Da. Nu poți să știi, orice zi aduce o schimbare. Noi suntem astăzi aici, peste o jumătate de zi se poate întâmpla o catastrofă. Și în domeniul ăsta avea un an bun nu înseamnă, fiindcă o daună care ți se întâmplă într-un an îți consumă prima pe 50-100 de ani. Așa că... Dar dacă revenim la piața românească, pentru că vorbeam mai devreme despre ea, la ediția din acest an la Icarului, unde ați fost prezentă, s-a discutat foarte mult despre lipsa de reasigurare, să zicem, a companiilor din România pe segmentul property. Cum puteți să comentați din perspectiva brokerului de reasigurare această afirmație? A cumpăra reasigurare pe riscul de catastrofă este a te baza pe o expunere reală. În momentul de față, pe piața românească, se folosesc diverse metode de evaluare a expunerii unei societăți de asigurare. Dar nu este o metodă bine stabilită, verificată. În 77, fiind regim comunist, erau valorile cu totul altele decât sunt aici. Societății de asigurare, fiecare își estimează, ca să zic așa, un PML, dauna maximă posibilă, după anumite criterii, mai mult sau mai puțin adecvate. Încă nu este un sistem bine pus la punct. Și verifica, ce să ne verifica? Să fie o catastrofă. Dacă iei măsurile științifice folosite, că din ce în ce sunt mai sofisticate, jumate din piața românească ar trebui să cumpere mai multă capacitate, dar la fel te lovește costul. Trebuie să-ți și permiți un. Eu sper că implementarea acestei noi reguli Solvency II va arăta exact expunerea fiecare companii și ce anume, ce volum sau capacitatea care este necesară pentru a se proteja. Că nu ne gândim la protejarea numai a societății de asigurări, ne gândim la protejarea asiguraților care, dar am spus întotdeauna, sunt metode actuariale, da, toți le folosim metodele actuariale. Dacă n-a fost atacul de 1 septembrie, da,
La ce ne-a folosit toate calculele actuariale când acele turnuri au avut un PML de 20%? Cine se aștepta la 100%? Te gândești ce poate să se întâmple? O inundație, nu știu ce. Așa și cu asta. Fiecare companie își calculează PML, sunt foarte serioase, adică iau în considerație cu seriozitate, m-am vorbit corect, nu? Cu seriozitate expunerea de catastrofă, dar fiecare aplică altfel de metode de calcul. Cred că ar fi necesară o metodă mai uniformă de a evalua a riscurilor de catastrofă. Asta e principala problemă. Pentru că suntem la Baden-Baden, puteți să ne spuneți care sunt obiectivele, așteptările stelarii de la aceste întâlniri? Dorim ca toți ceilalți, noi fiind broker de reasigurare, reprezentăm interesele societăților de asigurare și așteptăm noi să avem un mesaj clar de la societățile de asigurare ce anume au de gând, ce anume doresc ei de la clienții lor pentru a putea să le oferim informațiile respective, pentru a putea discuta cu clienții noștri de a-i pregăti pentru ceea ce au nevoie reasigurătorii ca să aibă o acoperire cât mai extinsă și costurile adecvate. Costurile nu le pot discuta eu, că întotdeauna am spus reasigurătorul și societatea de asigurare protejează daunele, nu brokerul. Noi nu facem altceva decât să-i ajutăm în evaluarea expunerii respective, să încercăm să explicăm reasigurătorului cât mai în detaliu situația pieții, situația companiei respective și așteptăm de la piața de reasigurare un mesaj clar ce anume trebuie să le oferim ca să poată să evalueze fiecare contract la justa lui valoare. Vă mulțumim mult!